Salut, camarazi! Am plăcerea să vă prezint o parte mai necunoscută a capitalei. Ca să zic așa, o parte din vechi farme al Bucureștiului de altă dată. Se află, acolo e Parlamentul în față, aici e spatele Academiei Române, filiala Academiei Române, și în spate vine colțișorul ăsta, care înseamnă o rămășiță din vechiul București, înțelegeți, din farmecul vechiului București. O să vedeți că s-ar putea să vă placă și vouă. E așa discret. Sunt niște clădiri pe aici, mai noi, nu știu ce, dar mai încolo începe să fie mai fermecător. Înțelegeți? Asta e spatele filialei Academiei Române. Înțelegeți? E pe stânga, o să avem niște clădiri clasice. Asta e genul vechi comunist, cum era pe vremuri. Cred că e spatele Academiei Române, o filială Academiei Române. Uitați, aici începe clădirii antice, fascinante, pentru cui îi place epoca retro, arată superb. Aici arată ca niște temple romane sau grecești, căzute în derizoriu. Uitați aici, o clădire foarte frumoasă, cum era în București interbelic. Cred că cam asta e stilul. Bineînțeles că e iarnă, e răcoare, lumea stă pe la țuică fiertă și vin fiert, dar dacă vrei să iei puțin Bucureștiul la picior, are niște colțuri de-astea ascunse. Ia uitați-vă ce frumos se vede aici, panoramic, arată foarte frumos, mi-aduce aminte de niște gări de prin Franța, de prin Belgia. E farmecul vechiului București. Vedeți? Aici sunt 170 de metri cu bistrouri, Secret Garden, ce e Aida Bistro. Vedeți aici? Tot felul de tratorii, bistrouri. Ia uita ce mișto arată, mie îmi place. Arată așa frumos, impozant și foarte retro. Aici e tot o cafenea ceva. Hai să mă uit să nu mă lovească mașina. Palatul Bragadiru se vede aici, cu statui. Ia uitați ce frumoase! Parcă ești în Roma antică sau în Grecia antică. Ia uitați ce expresivă e clădirea, ce frumoasă! Ia uitați-vă! Se numește Palatul Bragadiru. Coloseum Grand Room. Ia uitați ce mișto arată. Stai să ridic camera mai sus. Ia uitați-vă ce mișto arată. Superb. Pentru cui îi place arhitectura, arată absolut superb. Ia uitați-vă, statui superbe. Opera și sus acolo, două nimfe. Înțelegeți? Două zeițe, două nimfe. Atelier de creație aici. Ia uitați-vă, mie îmi place nespus, arată foarte frumos. V-am zis, îmi vine în minte niște gări, niște clădiri de prin Franța, de prin Belgia. Înțelegeți? Arată așa retro, ia uitați-vă ce mișto arată. Și se pare foarte frumos, adică cel puțin așa mi se pare mie, cu niște coloane grecești. Vedeți florile coloanelor acolo sus, probabil că sunt ionice, corintice sau dorice, nu mai țin minte ce stil, dar cred că e stilul grecesc. Aici e restaurant texan, așa, deci o terasă Suzana. Ia uitați aici ce mișto arată și clădirea asta. Asta e separată, e lipită de cealaltă. Ia uitați-vă ce mișto arată. Așa.
Ia uitați, un balconaș cochet aici. Se pare foarte frumos. Aici era un colț care mi se pare că îi zicea Uranus pe vremuri, dacă nu mă înșală memoria. Restaurant Suzana și Wings. Ia uitați-vă aici cum arată. Arată superb. Ia uitați-vă aici. Exact stilul grecesc sau roman. Așa, aici tot așa un turnuleț pe colț. Administrația Palat Bragadiru. Și aici e ceva puțin mai nou, să zic așa. Tot o clădire veche, renovată. Ia uitați aici, pe partea interior. Vedeți? Mie îmi place. Aici e berărie, Bäckerbräu. Bräu în germană înseamnă berărie. Berăria lui Becker, proaica lui Boris Becker, fost tenismen. A, e calea Rahovei, uite, scrie acolo. E începutul căii Rahovei, vedeți? Toți alte clădiri, cam paradite în spate, grătarul a dat drumul la grătar că iese fum. Așa, aici iarăși o clădire frumoasă, renovată. Aici altele nerenovate. E, cum v-am zis, o bucățică din vechiul București, vedeți? Clădiri care, uite, s-a pus foc acolo, să vede cineva a dat foc. Nu mai au ferestre, nu mai au acoperișuri, dar e o bucățică din vechiul București. Hai să mai merg puțin, că mai e o clădire acolo, mai în față. Uite aici, clădiri pe stilul vechi. Înțelegeți? Ia uitați, arată mișto, după părerea mea. E, deci, un colțișor din București mai necunoscut. Și aici o groază de clădiri în paragină. Probabil așteaptă rechinii să le ia, să le renoveze, să le fure ca de obicei. Așa, în general, rechini străini. Ai noștri sunt doar vătafi, îi ajută să fure. Ia uitați aici o grămadă de clădiri părăsite, abandonate. Și acolo în spate se vede altele. Și aici parcă ar fi o gară sau o autogară, ceva seamănă, dar probabil că e terminată, e varză. Înțelegeți? E un colțișor fermecător al Bucureștiului. Uitat, stai că trag luga, că e cam răcoare. Așa, mâine se mai încălzește. Deci, uite aici o clădire care se pare că face parte din piața de flori, dacă nu mă înșeală memoria. Aia de la Coșbuc arată genul vechi românesc, stilul vechi românesc. Arată prozaic, ia uitați-vă ce frumoasă e. Ea mai trebuie o mână de varda. Astea sunt vechile case de curte din România. Terminate, părăsite, abandonate. Da, cred că aici suntem aproape de piața Coșbuc, de piața de flori. Sau pe colțul ei. Ia uitați-vă cum arată. Arată frumos, cred că o mână de vară în plus nu i-ar strica. Aici iarăși terenuri pârloagă, clădiri stil vechi românesc pentru mai multe familii. Uitați aici că m-am apropiat, uitați cum arată. Eu zic că arată interesant. Sper că vă place și vouă. Uitați acolo și ce clădire frumoasă în spate. Tot așa, cu geamurile sparte, ca să ducă mai repede, să facă probabil un mall sau ceva. Ia uitați acolo, așa e o clădire frumoasă, în stil vechi, nu știu ce stil, e gotic, renascentist, nu-mi dau seama, dar nu arată frumos. Dar pârloagă, cum e totul la noi, așteptăm să vină străinii să ni le fură ca la proști. Că noi dormim somnul cel de veci. Camarați, sper că v-a plăcut. Vă pup cu drag, ne auzim mai târziu. Pa, camarazi!